Polițiștii din Brașov au efectuat investigații și au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare. Cercetările sunt făcute de oamenii legii sub coordonarea procurorului de caz, desemnat din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Brașov, pentru stabilirea și lămurirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul, urmând ca la finalizarea acestora să fie propuse măsurile legale. Trei adolescenți au fost amenințați cu moartea lângă o școală din Brașov. Cei trei tineri cu vârste de 14 ani fiecare ar fi aruncat cu o petardă, gest care l-a înfuriat la culme pe un bărbat care mergea cu bicicleta. Acesta a început să înjure pe tineri și să îi amenințe. Speriat, unul dintre adolescenți a scos telefonul mobil și a filmat. Înainte însă, tinerii spun că furios, bărbatul l-a lovit pe unul dintre ei cu bicicleta.